Hei, salut și bine ai venit la Statistic Vorbind! Tap-tap sau cum zic tinerii. Mă rog, tinerii adevărați probabil știu că mema asta cu tap-tap a cam trecut. Dar astăzi o să vorbim despre TikTok. Aplicația aia de pe care te uiți la două clipuri pe același ecran în timp ce asculți emisiunea asta în background. O să lăsăm link în descriere la simptomele de ADHD. În ultima vreme s-a discutat foarte mult despre TikTok și efectele pe care le are aplicația asupra tinerilor. Și hai să vedem de unde a pornit totul. Un studiu recent realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie din partea organizației Tinerii Votează, din care fac parte și colegii de la Politică la Minut, a pornit recent controverse din cauza faptului că AUR ar fi pe primul loc dintre toate partidele în rândul tinerilor. Tinerii să voteze AUR? Un partid extremist? Dar nu-mi vine să cred. Oare cum se poate așa ceva? Bine, AUR e în continuare un partid extremist și faptul că masa lor de votanți crește e îngrijorător. Nu la fel de îngrijorător ca faptul că o să avem mai puține clipuri de la Îmi place să mănânc, dar îngrijorător oricum. Lenghel, te rugăm din suflet, nu ne părăsi. Avem nevoie de tine mai mult ca oricând. Dar oricum, felul în care reacționează partidele mainstream, non-extremiste la genul ăsta de statistici e extrem de relevant. Și aici sunt două opțiuni. Ar putea să vadă de ce nu sunt mulțumiți tinerii de ei și să încerce să devină mai buni, sau... Liderii PSD și PNL cer reglementarea platformei TikTok pentru că aici tinerii cad pradă propagandei și manipulării. Instrumente care le sunt la îndemână partidelor extremiste, care sunt AUR sau SOS România, după cum spune, de exemplu, Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL. Da, într-adevăr, o a doua opțiune ar fi să dai vina pe total altceva și să te prefaci că n-are legătură cu tine și nu ești tu deloc. Exact cum fac familiile politicienilor când îi prinde recorder. Sunteți rude cu domnul Ciobucă de la primăria sectorului 3? Nu. Dumneavoastră sunteți domnul Mircea Gabriel Ciobucă, fratele lui Marius Daniel Ciobucă. Deci negați chestia. Neg. Și atunci cum vă numiți? Popescu Ior. Din păcate, întrebările de la recorder nu prea au varianta aia cu nu știu, nu răspund. Dar exact așa cum tipul din reportaj a ales cel mai generic nume posibil, la fel și partidele aleg cea mai generică scuză posibilă. Tinerii votează AUR pentru că stau pe TikTok. Și asta se vede și în declarații. Politicieni cum ar fi Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt PSD, a zis despre TikTok că ori îl reglementăm, ori îl închidem. Iar Rareș Bogdan a identificat TikTok-ul ca fiind una din cauzele extremismului. Aparent, politicienii noștri cred că TikTok propagă extremismul. Ceea ce e absolut ridicol. Toată lumea știe că singurul lucru pe care îl propagă TikTok e oameni care scot sunete ciudate pe live-uri. Gege. Gogo. Numai gege gugu. Gaga, gege, baga. Da, știu, e o referință expirată, dar eu nu mă bucur că a expirat. Cu toate că nu poate nega nimeni că TikTok e o platformă stupidă și are foarte mult conținut extremist pe ea, faptul că politicienii susțin că TikTok ar fi de vină pentru extremism înseamnă că ei nu înțeleg două lucruri. Cum funcționează platformele de social media și care sunt cauzele reale ale extremismului. Și pentru că toată treaba asta a început de la un sondaj făcut de organizație din care face parte și Politică la Minut, Răzvan Petri și Vlad Adamescu au petrecut foarte mult timp pe la televiziuni încercând să explice că situația e mai complicată de atât. TikTok-ul nu este motivul pentru care AUR sau tinerii nu sunt mulțumiți de politică. TikTok este doar o platformă pe care unele partide, mai cu succes decât alte partide, au reușit să o folosească ca să exprime o dezamăgire generalizată în societate și mai ales în rândul tinerilor, că asta ne arată sondajul nostru, cu partidele politice mainstream, care nu îi ascultă, nu au programe, nu au proiecte, nu au nimic pentru tineri și este un vot de protest, nu neapărat un vot pentru AUR sau o intenție de vot pentru AUR, ci un vot care să le arate că există și că sunt acolo, că tinerii sunt acolo. Exact. Poate că e foarte intuitiv să ne comportăm... Tarara! Bullshit! Capitanul bullshit, dar greșește Vlad sau... A, nu cu ce zice, doar cu ochelarii ăia. Ce vreau să zic e că Vlad are dreptate, TikTok-ul n-are absolut nicio treabă. Dar tu ai văzut ce-o pus ăștia de la Digi în spatele lui pe ecran? Uite, au scris tinerii profund încrezător și au pus statistici că tinerii ar crede 95% în partide, 90% în parlament, guvern și președinte, când sondajul pe care îl citează arată exact opusul. Bine, acum uitați și un nu pe ecran, acum e așa mare lucru.
E așa mare lucru, îți prezintă chestii exact opuse. Efectiv, 30 de secunde mai târziu au un pie chart pe care procentajele adunate dau 118%, zici că s-a alegerile din Rusia. Deci îl cheamă pe om ca invitat să poartă o discuție serioasă și citează greșit sondajul pe ecran lângă el. Fucking Digi24! Cum ziceam, poate că e intuitiv să te gândești că există mult extremism din cauza TikTok-ului. Dar doar pentru că este mult extremism pe platformă, asta nu înseamnă că TikTok e și cauza. E diferența dintre corelație și cauzalitate. Și dacă ai petrecut mai mult de 5 minute pe internet sau n-ai chiulit de la logica de clasa noua, sunt șanse mari să știi diferența. Șanse de 173% conform Digi24. Dar aparent politicienii noștri nu înțeleg diferența asta. Și ăsta e un lucru foarte rău, pentru că până la urmă ei sunt cei care iau decizii legate de cauzele reale ale extremismului. Pe de o parte avem un context foarte favorabil. Avem o încredere scăzută în instituții politice, avem crize suprapuse, criza COVID, războiul din Ucraina, tumultul economic care a urmat după aceste crize, care au vulnerabilizat întregi categorii sociale, numai tinerii, dar și tinerii, care se simt abandonați și lăsați în urmă și au un sentiment de frustrare. Apoi, folosind, evident, tehnici bune de social media, un limbaj accesibil și carisma liderilor AUR, unei părți a liderilor AUR, au reușit să transforme frustrarea asta în mobilizare la vot pentru AUR. Exact. Atunci când există multe crize și probleme și oamenii devin tot mai vulnerabili și frustrați, ei caută soluții. E ceva normal. Și dacă nu sunt mulțumiți de opțiunile de până acum, vor alege chestii noi. Cu toate că uneori, când îi întreb dacă au o persoană LGBT în partid, chestiile noi răspund așa. Îi întreb eu ce fac în dormitor, e treaba fiecăruia ce face în dormitor. Bravo lor! Atâta timp cât nu pun problema căsătoriei sau adopției și respectă cele patru baze ideologice pe care AUR le are, adică națiunea, familia naturală dintre un bărbat și o femeie, credința creștină și libertatea, nu are nimeni nimic cu ei. Ah, da, da, corect. Câtă vreme nu vrei drepturi egale cu restul oamenilor și doar taci din gură și ne dai votul tău, n-are nimeni nimic cu tine. Exact așa și ca politician, câtă vreme respecti legile statului tău, suveranitatea altor state, deciziile CEDO, separarea între biserică și stat sau legile statului tău, n-are nimeni nimic cu tine. Dar e cumva normal că oamenii încep să ignore genul ăsta de probleme când situația economică e mult mai rea. În general, consensul experților este că inegalitatea economică obiectivă sau percepută, lipsa de siguranță a locurilor de muncă și încrederea în sistem sunt corelate cu o tendință de a vota partide extremiste. Ăsta e un trend care se vede și în alte țări din Europa. Tinerii, cu toate că nu sunt rasiști sau xenofobi sau homofobi, votează partide extremiste din motive de inegalitate economică. Și mă întreb oare care ar putea fi problemele cele mai mari semnalate exact de sondajul de care vorbeam la început. Mă bucur că am întrebat. Studiul Institutului Român pentru Evaluare și Strategie arată că tinerii nu mai au încredere în instituțiile statului, cred că România nu e o țară echitabilă, simt o lipsă de oportunități pe piața muncii și nu cred că țara merge într-o direcție bună. Asta în timp ce același sondaj arată că tinerilor nici măcar nu le pasă de politică în procent de peste 70%. Și dacă tot vorbim de TikTok și rețele de socializare, același sondaj arată și că tinerii nici măcar nu cred ce spun politicienii acolo, în procent de 87%. Asta e aproape jumătate cu matematica de la Digi24. Da, aceeași glumă de 3 ori în același episod, pentru că nu pot să trec peste chestia asta. Au fost iresponsabili cu statisticile și asta nu e ok la noi în emisiune. Dar stați, că mai sunt probleme. România are cea mai mare rată a tinerilor neangajați din Uniunea Europeană. 19,8% față de 11,7% media europeană și e pe primul loc ca procent de tineri aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială. Dar politicienii par să ignore toate problemele astea și ca să explice extremismul politic se uită spre TikTok. O platformă care teoretic nici măcar nu permite reclame politice. Asta în timp ce pe Facebook doar în primele 3 luni din 2024 s-au cheltuit peste 3 milioane de lei pe reclame politice. Față de anul trecut, doar bugetul AUR a crescut de 20 de ori. Iar dacă e vorba despre reglementări, ele există deja.
Legislația aplicabilă în, când vine vorba de TikTok este Digital Services Act, care este un regulament, nu o directivă, și este deja în vigoare din 17 februarie. Și mai mult decât atât, Comisia Europeană a deschis deja o procedură împotriva TikTok pentru riscurile sistemice pe care nu le-a rezolvat în ceea ce privește algoritmi, în ceea ce privește protecția minorilor și în ceea ce privește alte riscuri sistemice pe care le are legate de algoritmii săi. Exact. La nivel european există deja legislație în vigoare și sunt autorități care iau măsuri când nu se respectă. Putem discuta despre cât de eficiente sunt autoritățile respective și dacă își fac sau nu treaba. Dar nu o facem. În punctul ăsta pare că pur și simplu nu suntem în stare să purtăm o discuție ca lumea despre TikTok și extremism, care să ia în calcul toate variabilele. Și dacă tot nu putem să facem asta, am putea măcar să fim puțin mai empatici, să realizăm că adevărata victimă în toată discuția asta nu e nici TikTok, nici populația. Este cineva care a suferit mult mai mult. Salutare! Eu sunt persoana umană Mark Zuckerberg. Zuc pentru voi. Și în calitate de CEO al Facebook, trebuie să spun că mă declar foarte surprins de faptul că oamenii dau vina pe TikTok pentru extremismul din România. Așa că vin în fața voastră, downloadat de pe... ca să vă întreb. Noi chiar nu mai contăm? Noi chiar nu mai contăm deloc? Lumea spune că sunt un robot și că nu am sentimente, dar eu chiar am. Și mă doare sufletul când aud asta. Mă doare aici. Ce are TikTok și nu are Facebook? Ce are ea și nu am eu? Mă scuzați, a intrat Spotify-ul peste mine. Într-adevăr, una din două postări pe Facebook este reclamă, iar una din două reclame este reclamă cu Mircea Bravo. Dar cealaltă, da, este o postare a vecinului tău care se plânge de minorități, de arabii care i-au făcut shaorma și nepalezul care i-a livrat shaorma. Nu este ca și cum aș vrea ca lumea să ne acuze și să ne hăitărească pe noi și mai mult. Dar ar fi drăguț să fim considerați printre principalii suspecți pentru stricarea internetului și a cotidianului. Aproape 10 milioane de români au Facebook. Ok, mulți dintre ei sunt morți, dar nu este ca și cum în România morții nu votează. 5% din toate conturile de Facebook sunt boți, roboți. 5%. TikTok câți are? 15%? Dar asta e de 3 ori mai mult. Poate că nu avem cei mai mulți boți, dar noi am fost aici primii și asta este important. Noi am inventat live-urile cu Șoșoacă, Simion și am făcut asta în 2015. TikTok nu exista în 2015 și nu este vorba doar de Facebook. În total suntem 3 platforme. 4 platforme. 4 platforme, pentru că există și Threads, care este o platformă. În urmă cu 3 ani am văzut cu toții reportajul Recorder despre cum s-a popularizat Partidul Aur. Și ce zicea acolo? Prin voi am transmis mesajul mai departe prin Facebook și am reușit. Exact, prin Facebook. Dar acum TikTok, TikTok, TikTok. Poate ne-am dorit-o prea mult. Poate am inovat prea devreme. Poate nu erau oamenii pregătiți. În general, oamenii sunt problema. Știm că vreți o platformă care să vă capteze atenția și chiar viața. Din acest motiv, în urmă cu câțiva ani, am propus să vă introducem cu toții într-o realitate virtuală bazată pe NFT-uri în care Meta controlează tot. Și la știri, tot TikTok! Tu știi că pe Facebook George Simion are un bot special care îți scrie mesaje dacă îi comentezi la postări, câteodată îți scrie și dacă nu îi comentezi la postări. Doar îți scrie robotul lui George Simion. Unde este robotul lui George Simion pe TikTok? Unde este George Simion bot pe TikTok? Unde? Toate live-urile, toate grupurile extremiste, toate grupurile de mămici, toate eventurile, astea chiar nu contează deloc. Pe Facebook, George Simion are 1,3 milioane de urmăritori. Pe TikTok are mai puțin urmăritori decât Nelson Mondialu. Crezi că o să facem vizualizări cu interviul acesta? Oh, deja se uită 5.000 de oameni. Deja se uită 5.000 de oameni. Păi suntem live, pe TikTok. Da,
Dezbaterile despre TikTok sunt atât de stupide încât l-au făcut până și pe Mark Zuckerberg să devină un băiețel puțin mai real. Dar ca să tragem și o concluzie. Realist vorbind, sunt șanse mici să se chiar interzică complet TikTok în România. Până la urmă, pe platformă sunt peste 7,5 milioane de români. Aproape cât sunt și în traficul din București chiar acum. Dar toate discuțiile astea din jurul TikTok-ului fac foarte clar un lucru. Reflexul politicienilor noștri este să atace și să interzică în loc să se adapteze la schimbări. Și aparent lucrul ăsta înseamnă că tinerii încep să fluctueze spre partide cu care nici măcar nu rezonează complet. Același sondaj de care am tot vorbit arată și că factorul principal pe care îl iau tinerii în considerare când votează este să voteze răul cel mai mic. Cum facem noi toți de fapt. Dar se pare că partidele au eșuat să le ofere tinerilor nevoile cele mai de bază. Siguranță, mâncare, locuință. Și aceiași politicieni care n-au reușit să asigure nevoile astea, acum se plâng și dau vina pe alți factori. Și dacă nu se opresc, se pare că faraon în piramida lui Maslow va deveni George Simion. Mă rog, statistic vorbind. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat. Dacă vreți să susțineți emisiunea, puteți faceți pe Patreon sau chiar aici pe YouTube. Și avem câteva anunțuri. În primul rând, aș vrea foarte tare cândva în următoarele luni să fac un live. Și pentru asta aș vrea să vă zic să ne lăsați niște întrebări, puteți să ne le trimiteți. O să lăsăm o adresă de mail acolo în descriere, ne trimiteți acolo întrebările și poate reușim să vă răspundem pe live. Și a doua chestie ar fi că în mai o să vin în Praga, un show de stand-up, așa că dacă sunteți de acolo sau dacă sunteți prin Praga în mai, poate vreți să veniți la show. Tot așa, link în descriere. Mulțumim!